Informație de ultimă oră. Acum încă un grup de români evacuați din Gaza ajung astăzi în țară. Este vorba despre 29 de persoane care au și cetățenie română. Acestora și li se alătură și moldoveni. Colega mea Isabela Neagoare are mai multe informații. Isabela, ce date ai până acum? Bun găsit! Ministerul Afacerilor Externe organizează astăzi încă o cursă de aducere în țară a românilor care au fost evacuați din Fâșia Gaza. Știm că este vorba despre 29 de persoane care au cetățenie română și alte 6 persoane din Republica Moldova care vor ajunge astăzi cu aeronavă militară la București. Printre ei știm că sunt și 9 copii. Aeronava va ateriza în jurul orei 16 la baza 90 din Otopeni. De acolo vor fi preluați de autoritățile din România și după mai multe filtre de securitate prin care vor trece, dar și examinări medicale, vor fi preluați conform surselor Digi24 și duși la 2 hoteluri din capitală, unde vor fi cazați, iar alții vor fi preluați de rudele care locuiesc deja în România, fie de cei care au ajuns deja în țara noastră din Fâșia Gaza și aceștia fiind evacuați în trecut. Știm că nu este prima dată când se întâmplă asta, au mai fost aduși în România din momentul în care persoanele cu cetățenie română au început să iasă din Fâșia Gaza, fie cu niște curse charter tarom, fie cu aeronave militare, în primul rând ținându-se cont de numărul mai mic sau mai mare de persoane care urmau să se îmbarce la bord. Isabela, mulțumesc!